Mă aflu în grădina lemuriană, în grădina familiei mele, lemurienei, grădină ce se află în orașul Telos. Prietenul meu, Alec, mă întâmpină. Este împreună cu numeroasa sa familie. Ne urează bun venit în casa sa, în grădina sa. Pătrund ca într-un spațiu ce ar fi o casă, unde sunt numeroase persoane care mă întâmpină. Trec pe la fiecare, salutându-l, zâmbindu-i. Fiecare mă salută și de asemenea îmi zâmbește. M-am așezat în mijlocul lor. Sunt mai înalți decât statura noastră obișnuită. Însă sentimentul de prietenie și de iubire este puternic, este sincer. Mă simt bine în mijlocul familiei mele și ei mă așteaptă să mă acomodez, să mă acordez cu vibrația lor. Îmi este mult mai ușor acum, după activarea Cristului interior, după deschiderea portalului meu multidimensional. Mă acomodez mult mai repede. Și această vibrație o ating cu mare ușurință. Le simt, le văd chipurile fericite și bucuroase, că și noi, cei de la suprafață, putem atinge acest prag al iubirii necondiționate și putem trăi. Sau, mai corect spus, putem menține această vibrație mai mult timp. Azi, această frecvență am păstrat-o sau am simțit-o de-a lungul întregii zile. Era o stare de mare ferie interioară. Iată că acum împărtășesc cu ei această stare lăuntrică și practic comunicăm de la inimă la inimă fără cuvinte. Soția lui Alec pune în mijlocul nostru un platou cu fructe. Le simt parfumul. Este un strugure mult mai mare decât al nostru, auriu, care își radiază esența. Îmi permit să gust din acest strugure o boabă a cărei esență
este atât de suavă și o simt tămăduitoare. Este perfectă pentru corpul meu acum. Toți se uită la mine și așteaptă comentariile mele. Acea boabă de strugure am simțit-o cum mi-a umplut gura și cum din ea s-a revărsat un suc atât de gustos, atât de parfumat. Și am făcut ochii mari când am simțit acel suc, ceea ce pe ei i-a făcut să râdă. Sunt multe lucruri noi pentru noi, pământenii de la suprafață, pe care le descoperim acum. Și, de fapt, acum eu îmi exprim și bucuria și conștiința că pot fi conștientă de corpul meu fizic care este acasă, în orașul Iași, și conștiința mea care este împreună cu ei în telos, poate corpul meu de lumină, perfect conștientă de prezența lor, de familia în mijlocul căruia acum eu stau. Pe unii dintre ei, care sunt mai tineri, îi simt că vor să mă atingă. Desigur că le permit. Este totdeauna o întrebare către celălalt dacă se permite această atingere. Ei respectă integritatea fiecăruia. Am permis și am întins mâinile mele energetice pentru a mă atinge, pentru a primi atingerea lor. Este deosebit de fină și catifelată. Deși sunt copii, ei sunt mai înalți decât copiii noștri și atingerea a fost jucăușă, plină de curiozitate. Stăm acum în jurul acelui platou cu fructe și ei mă invită în continuare să gust. Mai e un fruct care ar putea fi ceva asemănător cum sunt bananele noastre, un fruct mai alungit. Simt că mai este un fruct cu un înveliș verzui, care este de asemenea dulce și suculent, dar seamănă cu bostăneii noștri sau dovlecei, cum le se mai spune. De asemenea, ar putea fi ceva care ar semăna cu un pepene verde. Gust din esența acelor fructe și simt gusturile lor diferite. Sunt mult mai suculente, mult mai bogate în substanțe nutritive și îmi simt corpul cum este hrănit cu aceste fructe. Unul dintre copiii lor s-a apropiat mai mult de mine și mă îndeamnă. Îmi pune în mână ceea ce ar putea fi o prună
de la noi. Și mă îndeamnă să o mănânc. Am surpriza să simt că nu are sâmbure. Este ceva asemănător cu pruna noastră, însă interiorul este mai catifelat, iar miezul fructului în interior este de o culoare închisă. Albăstrui închis, exact ca și pielița exterioară. Se uită foarte curios la mine cum mănânc acel fruct. Și pentru a-i face și mai multă plăcere, îl mănânc cu poftă și îmi manifest plăcerea gustului și a mâncatului efectiv. Aceasta îl face să se bucure și să râdă către mine. Mai îmi oferă un astfel de fruct și îl primesc și îl mănânc, căci îmi dau seama că sunt deosebit de hrănitoare. Simt și bucuria celor din jurul meu. Înțeleg că cel care s-a apropiat, acel copil, este de fapt o fată. Ea are în jur de 7-8 ani, vârsta noastră, vârsta copiilor noștri, dar este mai înaltă. O simt că are o cunoaștere vastă. Ochii ei sunt atât de profunzi, atât de calzi și mă privesc cu atât de multă înțelegere. E ca și cum rudele din spațiu primitiv vin în vizită la ele, însă bunăvoința lor este deosebită. O simt acum că s-a apropiat mai mult și că mă mângâie pe păr. Înțeleg curiozitatea ei, dar și iubirea pe care dorește să și-o manifeste, iar acea mângâiere, deși este foarte fină, foarte subtilă, transmite un câmp vibrațional deosebit de puternic. Practic, doar cât mă uit la ea și îi simt acel magnetism. E ca o învăluire. Îi transmit că mă simt foarte bine lângă ea și că mă ajută foarte mult această vibrație pe care o simt. Privirea ei uneori este curioasă. Caută să și-o acopere. Îi spun că totul este în regulă, că nu mă deranjează și să se uite către mine cum dorește, pentru că și eu învăț în același timp și mă obișnuiesc cu modul ei de viață. Mi-a luat acum mâinile și le examinează, dar în același timp dau seama că ea apasă pe anumite puncte care se află pe mâinile mele. Aș putea spune că sunt în preajma unui mic vindecător. Mi le mângâie, face anumite semne, anumite locuri unde exercită câte o presiune delicată. I-am permis și mă uit către ea cu multă, multă drăgălășenie. Dar interesant este că acolo corpul meu energetic adoarme. Are un sentiment de somn, deci o trecere către somn.
Și îi spun lucrul acesta. Ce se întâmplă? Că mi-e foarte bine și parcă adorm. Ea îmi transmite că prin acea presopunctură pe palmele mele a făcut anumite reglări în corpul meu și prin aceasta s-a produs o relaxare care se manifestă prin sentimentul de somn. Chiar o întreb, aș putea dormi acum aici lângă tine? Simt să mă întind și să adorm măcar un minut. Ea râde pentru că acolo nu este timpul ca la noi. Sunt în acum. Am pus capul pe ceva ce ar părea fi o pernă și ea îmi ține mâinile în continuare. Îmi transmite, dorm liniștită, pentru că sistemul tău nervos are nevoie de această odihnă. Eu voi continua să masez aceste puncte pentru a-ți ajuta această echilibrare la nivelul sistemului nervos, pentru a te simți mai bine, pentru a avea un corp sănătos și a funcționa în alți parametri, mai înalți vibraționali. Astfel că corpul meu energetic acolo a adormit. În această parte, unde este corpul fizic, eu pot vorbi. Însă corpul energetic ce se află în preajma ei doarme. O văd cum îmi masează mâinile, palmele în special, dar îmi atinge și fruntea, mișcări în lungul brațelor și voi păstra totuși câteva clipe de tăcere pentru că ea mă roagă efectiv să stau foarte, foarte liniștită. Am revenit din acel somn energetic. Mâinile fetei m-au strâns mai puternic. M-au trezit într-un fel. Și i-am transmite. Te vei simți acum mai plină de energie, mai vioaie, mai vivace. Sistemul tău nervos a primit o nouă acordare. Eu am putut să ți-o fac la permisiunea sinelui tău înalt. Simt că m-am trezit și simt ochii mult mai mari. Mă uit către ceilalți și le spun că privesc cu o altă claritate, că toate luminile și culorile le percep ca a fi mai vii,
Culoarea lor are, culoarea are altă viață. Mă uit de jur împrejur pentru la ei și ei așteaptă să le spun cum mă simt. Mă simt energetic și eu mai înaltă și mă uit către vindecătorul meu pentru a-i mulțumi că, într-adevăr, e altceva. Deci, energetic sunt mai înaltă, am căpătat o altă claritate, o altă forță lăuntrică și simt sistemul meu nervos ca și cum ar fi mai curat, cu noi conexiuni. Alec intervine și mă oprește, transmițându-mi că această mică reglare o voi observa în timp și acum să-mi ofer un real timp de odihnă, pentru că acest corp energetic se va suprapune cu corpul fizic și să simt că, într-adevăr, starea de somn apare și în corpul fizic. Mă roagă să nu forțez și să permit ca totul să fie în ritmul corpului meu fizic în special. Îl simt că mă sărută pe frunte și îmi mulțumește pentru această vizită, dar să înțeleg că este suficient și să permit odihna corpului fizic. Mă uit încă o dată către toată familia mea, le mulțumesc pe rând la fiecare, din privire, pentru că privirea ochi către ochi este o conexiune fantastică. Îmi dau seama că este aidoma unei îmbrățișări, atât de puternică este privirea noastră. Parcă ne scufundăm unul în ochii celuilalt, iar vibrația lăuntrică este atât de frumoasă. Și le mulțumesc încă o dată, cer permisiunea să mă retrag, îmi salut vindecătorul meu, îi mulțumesc acestui copil minunat. Alec mă conduce până în grădină, iar aici le fac semn cu mâna și eu revin în spațiul meu, din planul fizic, aici, acum, în orașul nostru, la suprafața Terei. Mulțumesc în același timp tuturor elementalilor pentru că ei m-au susținut și mulțumesc, desigur, sinelui meu înalt. Deci, e timp pentru odihnă.